Alo, bună ziua. Alo, bună ziua. Domnul Aurel? Da. Eu mă numesc Până Oleg și v-am sunat să vă felicit cu ziua de naștere. Mulțumesc. Să vă felicit din partea unor persoane dragi care tare, tare vă iubesc și vă respect. Și aș vrea să ghiciți care persoane vă respect tare. Nepoță. Posibil încă cine? Soția. Soția. Încă cine, domnul Aurel? Nu știu, nu știu. Dar eu... vreun pasager, poate. Vreun pasager, poate. Nu știu. Domnul Aurel, sunteți în Portugalia, da? Da. Și am înțeles că sunteți șofer. Uitați-vă, eu am o felicitare. Și după ce o să o citesc, noi o să vedem de partea cui vine. Așa. Nu, 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 ascultați, ascultați. Nu am stat mult pe gânduri ca să-ți scriu această felicitare. Dar... alo, mă auziți bine? Nu am stat mult pe gânduri ca să-ți scriu această felicitare, dar am aprins în sufletul meu un foc pentru pregătirea ei. Îți doresc ocazia zilei tale de naștere, totul să fie așa cum îți dorești. În primul rând, să ai tu sănătate puternică, prieteni adevărați, rude iubitoare, soare strălucitor, confort în suflet, tot ce e mai bun astăzi, mereu și peste tot, doar ție să-ți fie. La mulți ani! Domnul Aurel, tare, tare vă iubește și vă respectă și ține la dumneavoastră cumnatul Vasile și familia lui. Și eu am pregătit, desigur, și niște melodii. Dar cum melodie? Cum fără o melodie, șofer? Yeah, yeah.
Timișenco melodii doar pentru dumneavoastră. Sunteți pentru că aveți multe persoane care tare, tare țin la dumneavoastră și vă iubesc. Astăzi este ziua mea, an de an a fost așa, toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii tot ce-am adunat, într-un sat am aruncat și pe aparul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până în dor. Încă cânte, lăutare, să se rupă corzile. Am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Hopa! Azi petrecerea ta, mâine ziua ultima. Viața trece, nici nu știi, fă-i pe voie inimii. Cântă, viața trăiești, doar așa tinerești. Încă toarnă-ți-n pahar, să uiți de rău și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până în dor. Încă cântă, lăutare, să se rupă corzile. Domnul Aurel, dumneavoastră, aveți ceva de spus? Mulțumesc frumos! Sănătate să aveți, pace să fie, răbdare și mult... Salutări din Moldova și să fie mult înțelegere în familie. Încă o dată la mulți ani și la revedere!